În ce stare se află pacientul adus de la Dorohoi? Pacientul este într-o stare foarte gravă. A fost adus de ambulanța Dorohoi în comă gradul 4, o toragie dreaptă, cu leziuni care au fost puse în evidență la nivelul computer tomografului, având fracturi multiple la nivelul craniului, dilacerare cerebrală. S-a luat legătura cu clinica de neurochirurgie Iași, care a recomandat internarea fizioterapie intensivă pentru stabilizarea lui, deoarece e în stare gravă și putea apare riscul de deces în timpul transportului, și următoare reevaluare, dacă, bineînțeles, dacă starea pacientului o va permite, pentru un nou consult neurochirurgical și eventual dacă se vor pune în evidență formațiuni care pot apare după traumatism și care necesită tratament neurochirurgical, va fi dirijată clinica din neurochirurgie Iași. În prezent, care este prognosticul? Este foarte rezervat, deoarece nu numai fracturile, cât și mai ales suferința creierului prin aceste dilacerări cerebrale, aceste traumatisme a materii cerebrale, pot apare complicații sau chiar decesul, putând afecta și centri respiratori sau cardiaci la nivelul creierului.